online marketing și PPC specialist cu focus pe travel. Victor are 6 ani experiență, nu, fără specialist. Victor are peste 6 ani experiență în online marketing și AdWords și ne va împărtăși cunoștințele sale din domeniul industriei turistice. Nu. Mai doriți la bar. El va fi ceva mai scurt decât Cristian. Ok. Păi uite, ai... ai flori, ai... ai... da. Aaaa! Nu e ok, nu e ok, îți merge. Funcționează. Ok. Da, zile-și pe ceva. Salut! Am nevoie de prezentare. E critic. Dacă e nevoie, mă descurc și fără. Poate că e. Cred că sunt nevoie să fac ceva stand-up. După cum știți, în edițiile trecute lumea SEO PPC, am pregătit o, am avut o întrebare pe care v-am adresat-o și voi ați răspuns da, am fi dispuși să contribuim la dezvoltarea evenimentului lumea SEO PPC. Și noi am zis ok, nu vrem să impunem sau să spunem, dom'le, vrem ca de acum încolo evenimentul să fie contracost. Nu vrem să-l păstrăm gratuit, dar am venit cu acest concept împrumutat de la colegii noștri din Uniunea Europeană. Anglia e în Uniunea Europeană? Nu. E? E sau nu e? Ok. Deci, noi de asta v-am îmbătat, am făcut degustarea înainte ca să vă spunem despre coșulețul magic. Deci, coșulețul magic, după cum vă spuneam, va fi, să zicem că îl vom folosi începând cu ediția următoare. Da? Pentru că acum, da, nu-l vom folosi. Și să va plimba pe la voi. Și restul vom afla feedback-ul vostru în momentul în care vom lansa acest coșuleț. Acum, crowdfunding. Cum? Crowdfunding. Perfect. Deci am aflat și conceptul, da? În regulă, aștept de asemenea feedback-ul vostru vis-a-vis de coșulețul roșu. Da? Tot pe grup. Avem? Ok, ok. Gata. Lăsă că acum nu-i descurc. Okay. Cred că Ionuț ar fi trebuit să spună că nu-i pentru cărți de vizită, că știu de-ți. Bun, deci asta sunt eu în fața voastră. E prima oară când vorbesc în fața unei mulțimi mai mari de 3 oameni. Și sper să nu mă bulbui prea tare. Top 10 lucruri excepționale pe care le poți face cu SEO și PPC. Mai mult cu PPC decât SEO. N-am prins și prima prezentare, dar și a mea va fi tot în genul colegului meu. Focusată pe PPC. Și în special pe remarketing. Nu știu câți dintre voi folosesc advanced segments pentru remarketing. Advanced segments din Analytics. E o opțiune pe care eu am folosit-o cu succes pentru câteva magazine online și în special pentru site-uri de turism. O să ajung la ea un pic mai târziu. Un al doilea punct ar fi resale-ul. Retargetarea pentru resale și, evident, și pentru wow effect, și am spus eu, n-am găsit alt cuvânt, și remarketing-ul pentru paginile de campanie. Vis-a-vis de remarketing-ul pentru
cartul abandonat și prin cartul abandonat. Setarea este destul de simplă. Dacă combinăm zilele de la ultima vizită și pagina de ieșire shopping cart, putem să targetăm oameni în funcție de zilele pe care le dorim de când au abandonat shopping cartul. E foarte eficientă și crește rata de vânzare. Resale și wow effect. Aici am un scenariu pe care l-am încercat pentru biletele de avion. Mai sus, mai jos, așa, mai tare, deci, nu mai aproape, nu, ok, mai tare. M-am pierdut, nu mai știu unde sunt. Wow effect. Da. Am încercat această tactică pentru rezervările de bilete de avion și în condițiile în care există un număr peste 100 de vânzări pe o anumită destinație, în cazul acesta Londra, București-Londra, este foarte eficient și cred eu că are un efect impresionant asupra utilizatorului să targeteze apoi un banner prin care să spui ceva de genul sperăm că te-ai simțit bine cu noi când ai zburat la Londra și garantat vei rămâne în mintea lui. Campaign page remarketing. Această tactică o folosesc în cazul campaniilor care, cel puțin la noi pe Travel, sunt foarte focusate pe durată. Adică avem campanii care sunt valabile 2 zile. Ai un sale pe 2 zile pe o anumită destinație și vrei să scoți maxim din tot traficul care ți ajunge pe acea pagină de campanie. Practic se pun condițiile astfel încât să targetezi toți oamenii care au ajuns pe acea pagină de campanie și nu au ajuns la rezervare. Se poate face o listă separată cu cei care au atins obiectivul și să fie expulsă, să fie folosită ca o listă de excludere. Un concept foarte interesant pe care eu am început să îl studiez de doar de câteva luni de zile, 2-3 luni, este cross-platform. Ce înseamnă asta? Dacă colegul meu spunea mai devreme că poți să faci remarketing pe Facebook, da, poți să-l faci, dar poți să-ți targetezi acei fani de pe Facebook și prin Google AdWords. Cum poți să faci chestia asta? Printr-o aplicație sau printr-o aplicație în care pui codul de remarketing sau pur și simplu printr-o pagină simplă HTML customizată în care pui codul respectiv. În felul ăsta poți să fructifici acel trafic pe care îl ai pe Facebook, pentru că sunt cazuri în care site-ul are 200-300 de unici pe zi și, nu știu, 50.000 de fani. Trec mai departe. Cross-platform se poate face și pe zona de newsletter. Am ales MailChimp-ul, dar este doar orientativ, pentru că se poate folosi pe orice platformă de newsletter, atâta timp cât există un newsletter HTML pe care îl trimiți. Tagul de remarketing se poate introduce și în acel HTML. Poftim? Pentru asta va trebui să-ți răspundă omul meu de la tehnic. Eu folosesc cu succes această funcționalitate pentru newsletterele Cristian Tur. Te rog. În general, cei care îți ajung pe landing page. Ideea este că în newsletter... Te rog. It's possible. Nu ne chestia asta. N-am ajuns așa departe. Cred că e vorba despre pixelul albastru, dacă nu mă înșel. Nu? N-am vrut să vorbesc despre ceva ce n-am pus în practică până acum.
Ok. Ideea este că atât prima variantă de cross cu Facebook-ul, cât și zona de newsletter îți permite să targetezi foarte bine. Pe Facebook poți merge în adâncime cu aplicații care să segmenteze în funcție de interese și cu coduri diferite de remarketing în funcție de acțiunile pe care le fac în acea aplicație. Și pe newsletter, e clar, dacă ai o listă de newsletter segmentată, automat se transmite chestia asta și în remarketing. Ultima idee pe care n-am pus-o în practică, dar mi se pare foarte interesantă, este posibilitatea de a fa campanii de endorsement prin remarketing. Ce înseamnă asta? Foarte mulți folosesc blogging campaigns, se fac foarte multe blogging campaigns și am văzut foarte multe campanii prin care diferiți bloggeri endorsau un anumit produs sau un anumit serviciu. Codul de remarketing nu se poate pune numai pe site-ul nostru, se poate pune pe orice alt site, inclusiv pe blogurile lor. Așa că mi se pare foarte interesant ca într-o campanie de genul acesta, cel care a intrat la, nu știu, la Zoso pe blog, să fie apoi, să vadă apoi un banner care are pe Zoso un prim plan endorsând produsul tău. Și asta se poate extinde. Last but not least, ceva for fun la final și studiu de caz. You can wish someone a happy birthday prin remarketing. Și o să vă povestesc cum am făcut eu asta acum pe 23, când a fost ziua angajatorului meu. În primul rând face o pagină, un landing page. Cadoul nostru era destul de simplu, un filmuleț, făcut din niște poze de-a lungul timpului, puse cap la cap. Ideea este că eu am vrut să ajung aici. Noi, de fapt. Că toți am contribuit. Noi am vrut să ajungă pe această pagină și de aici în filmuleț. Am făcut un e-mail. Adevărul este că am avut un avantaj pentru că lucrez într-o companie cu peste 200 de angajați. Și am dat un mail pe intern prin care îi rugam să intre în acea pagină unde aveam lista de remarketing, codul de remarketing. M-a ajutat și faptul că șeful meu de ziua lui a fost la Amsterdam, așa că am adăugat și o targetare geografică. Asta a fost doar ca să fac eu un print screen când am fost la Amsterdam. Am făcut câteva variante de banner, pe toate variantele, pe toate dimensiunile posibile. Ideea este că la sfârșit am luat acel click care m-a interesat și a ajuns cadou unde trebuia. Dacă persoana este client sau șeful vostru, urmează și răsplată. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Ruminile, vă rog! Vă mulțumim mult pentru cea de-a 67-a ediție Lumea SEO PPC. Ținând cont că e o locație nouă, ne recalibrăm un pic vis-a-vis de timpul pe care îl petrecem. Cristi ne-a făcut o prezentare consistentă. Sper că v-a plăcut ediția din această seară. Așteptăm încă o dată review-urile voastre și pe grup, și pe pagină. Vă invit în continuare să rămâneți, să continuați după paharul, știți cum e cu paharul, un alt om și după ce bei un pahar de vin, cum a zis? După primul pahar ești alt om și ai iar dreptul la un pahar de vin. Deci, acum sunteți alți oameni care abia acum au venit aici, deci au dreptul iar la un pahar de vin, deci vă invit în continuare să rămâneți să socializați. Cristi este aici pentru întrebări, Victor este aici pentru întrebări, Oana și cu Georgiana au fugit, dar sunt sigur că dacă puneți întrebarea pe Lumea SEO PPC,
vă vor răspunde. Mulțumesc mult, o seară plăcută și ne vedem luna viitoare. Atenție, o să fie și ediția Lumea Seo PPC de seară și o să vă rugăm în mod special să vă înscrieți la participarea la Lumea Seo PPC de seară ca să nu mai avem problema cu masa, cu locurile, ca să știm exact și putem să petrecem o seară și mai frumoasă împreună. Vă mulțumesc mult de tot!